Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a declarației comune a președinților Republicii Moldova și României cu privire la cooperarea bilaterală pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Semnează excelența sa, doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Stimați colegi, începem conferința de presă susținută cu prilejul vizitei la Chișinău a președintelui Klaus Iohannis. Cuvântul se oferă președintei Maia Sandu. Stimate domnule președinte Klaus Iohannis, bine ați revenit la Chișinău. Vă salut cu bucurie și recunoștință într-o nouă vizită în Republica Moldova, o vizită atât de simbolică azi, când marcăm Ziua Limbii Române, limba care ne unește și în care ne trăim deopotrivă bucuriile și durerile. Folosesc acest prilej pentru a vă felicita, domnule președinte, și a-i felicita pe toți vorbitorii de limbă română. Legăturile dintre Republica Moldova și România au fost întotdeauna trainice, însă astăzi Chișinăul și Bucureștiul se bucură de cea mai puternică și profundă relație din istoria noastră. Suntem recunoscători României pentru sprijinul acordat în consolidarea rezilienței Republicii Moldova, iar declarația semnată astăzi reafirmă susținerea dumneavoastră fermă în fața numeroaselor provocări cu care ne confruntăm. România joacă un rol esențial în sprijinirea eforturilor noastre de consolidare a independenței energetice a Republicii Moldova. Construcția liniei electrice aeriene Isaccea-Vulcănești-Chișinău este în plină desfășurare, iar lucrările pe linia Suceava-Bălț vor începe în curând. Aceste linii vor conecta rețeaua electrică a Republicii Moldova la cea românească și la piața europeană. Din 2021, când a fost dat în exploatare gazoductul Iași-Ungheni, Moldova nu mai depinde de un singur furnizor de gaze naturale și poate asigura necesarul de consum cetățenilor săi de pe palul drept al Nistrului, cumpărând gaze pe piața europeană. Apreciem contribuția României la construirea a 5 poduri rutiere noi peste Prut: Ungheni-Ungheni, Costești-Stânca, Leova-Bumbăta, Leca-Fălciu și Bărboieni-Răducăneni, care ne vor conecta și mai mult. România, de ani buni, este și principalul partener comercial al Republicii Moldova. Pe piața României ajung peste o treime din exporturile noastre. România este și cel mai mare investitor în economia Moldovei, cu peste 1600 de companii cu capital românesc prezente pe piața noastră. În domeniul educației suntem recunoscători pentru bursele oferite de România tinerilor din Republica Moldova și pentru contribuția României la studierea limbii române în comunitățile etnice și în diaspora. Chiar ieri a avut loc evenimentul de repartizare a primelor 40 de autobuze școlare din cele 69 procurate cu sprijinul României.
Peste 2000 de elevi din toate regiunile țării vor beneficia de ele începând cu ziua de luni. Avem proiecte comune în domeniul cultural, târguri de carte, reuniunea teatrelor naționale, pe care le vom continua cu încredere. Chiar în aceste zile, la Chișinău, are loc Salonul Internațional de Carte Bookfest, iar peste 2 săptămâni vom găzdui reuniunea teatrelor naționale. Apreciem sprijinul României în restaurarea cetății Soroca, renovarea sălii cu orgă a Muzeului de Arte și a altor obiective culturale importante din Republica Moldova. În decursul anilor, România a investit mult în dezvoltarea locală a Republicii Moldova, reparând peste 1000 de grădinițe din toată țara și finanțând peste 30 de proiecte în cadrul programului Satul European. România continuă să fie cel mai puternic susținător al Republicii Moldova pe plan internațional, sprijinind cu fermitate parcursul nostru european. Lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în iunie curent nu ar fi fost posibilă fără sprijinul constant și deplin al României. România a reușit să intre în valul precedent al extinderii Uniunii Europene, devenind membră a UE în anul 2007. Mi-aș fi dorit să fim încă de atunci împreună în familia europeană. Acum avem o șansă istorică și a venit rândul Moldovei să parcurgă această cale, iar experiența României ne va fi foarte utilă în acest parcurs. Domnule președinte, de 2 ani și jumătate, Republica Moldova și România trăiesc cu războiul la hotar, războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Acest război nedrept trebuie oprit, iar lumea liberă trebuie să facă totul pentru a nu mai admite războaie. Ultimii ani, marcați de pandemie, de criza energetică și de război, ne-au pus la încercare. Dar chiar și în cele mai grele timpuri, România ne-a fost mereu alături. În numele cetățenilor noștri, vă mulțumesc mult, domnule președinte! În pofida tuturor provocărilor, trebuie să spun că sunt mândră de progresul pe care Republica Moldova l-a înregistrat în ultimii ani. În acești ani, guvernul, cu sprijinul partenerilor internaționali, inclusiv al României, a construit peste 700 de kilometri de drumuri, a investit 3 miliarde de lei în modernizarea spitalelor și 500 de milioane de lei în renovarea instituțiilor și a colegiilor. Am reușit să construim peste 800 de kilometri de rețele de apeduct și, pe lângă apă, vrem să ducem cultura în localitățile noastre. Au fost renovate 80 de case de cultură, muzee și cămine culturale în raioane și a fost lansat voucherul cultural pentru tineri. Dar cel mai important, am reușit să păstrăm pacea în Republica Moldova și am ales să rămânem parte a lumii libere. Astăzi știm încotro mergem și știm ce avem de făcut. Și față de acum câțiva ani, pășim pe acest drum cu mai multă fermitate și cu instituții mai puternice, dar și cu prieteni ca România alături. Domnule președinte Klaus Iohannis, atunci când ați venit la Chișinău, în decembrie 2020, în primele zile ale mandatului meu, m-ați asigurat de tot sprijinul și ajutorul, iar Chișinăul și Bucureștiul au reintrat într-o interacțiune deschisă și firească. Fie că era vorba de primul lot de vaccinuri anticovid, de motorină pentru agricultorii din Republica Moldova sau de livrarea urgentă a energiei electrice atunci când rămâneam fără lumină după bombardamentele Rusiei în Ucraina, de fiecare dată am știut că putem miza pe România și pe dumneavoastră personal. În numele cetățenilor Republicii Moldova, vă mulțumesc pentru tot sprijinul și asistența oferită.
Avem în România și în persoana președintelui Klaus Iohannis un partener de nădejde. Sunt convinsă că vom dezvolta în continuare acest parteneriat în beneficiul comun al oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cuvântul se oferă președintelui Klaus Iohannis. Doamnă președinte Maia Sandu, doamnelor, domnilor, mă bucur să revin la Chișinău într-o perioadă cu o simbolistică specială. Ziua Independenței, marcată recent la 27 august, și Ziua Limbii Române, sărbătorită astăzi, chiar la împlinirea 35 de ani de când revenirea la limba română și la scrierea latină a fost cerută de mii de glasuri în piața Marii Adunări Naționale. Limba română și grafia latină reprezintă o componentă identitară și culturală esențială. Este limba care ne unește. Este limba în care au scris Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Nichita Stănescu și Tatiana Țăbuleac. Și este totodată una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, reprezentând un instrument valoros în acest cadru lingvistic divers. Salut și faptul că în aceste zile are loc o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte, Bookfest Chișinău. Am fost onorat să acord împreună cu doamna președinte Maia Sandu înaltul patronaj acestui eveniment. Cu 10 ani în urmă, în 2014, la scurt timp după ce am fost ales, am efectuat prima vizită în calitate de președinte al României la Chișinău. Am dorit să transmit astfel un semnal puternic privind atenția deosebită pe care o voi acorda relațiilor noastre bilaterale. Apoi, în 2020, am venit la Chișinău, imediat după câștigarea alegerilor de către doamna președinte Maia Sandu, când cetățenii au semnalat ferm opțiunea lor pro-europeană prin votul exprimat. De-a lungul anilor am efectuat numeroase vizite la Chișinău și am avut onoarea de a fi președintele României în ceea ce putem numi cea mai bună și prolifică perioada cooperării între România și Republica Moldova. Contribuția strategică a României la progresul continuu al Republicii Moldova pe drumul reformelor și al integrării europene este incontestabilă, fiind unul dintre cele mai importante succese de politică externă din ultimii 10 ani. Vă felicit și cu acest prilej pentru pașii istorici realizați în procesul de ancorare în marea familie europeană, din care sunteți parte firească, și pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Știu că eforturile pe care le faceți sunt foarte mari, însă beneficiile apartenenței la Uniune sunt pe măsură, iar cetățenii vor simți aceste beneficii în sistemul de educație, în cel de sănătate, în infrastructură, conectivitate și, desigur, în plan economic. În plus, Uniunea Europeană reprezintă o comunitate în care identitatea, istoria și independența sunt respectate, nu rescrise sau încălcate brutal. În ceea ce privește reușitele la nivelul cooperării sectoriale bilaterale, doresc să menționez din multitudinea acestora o serie de proiecte extrem de importante. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău a devenit pe deplin funcțional în octombrie 2021 și a consolidat securitatea energetică a Republicii Moldova, fiind punctul focal al unei interconectări irreversibile cu Uniunea Europeană, prin România. Totodată avem o cooperare solidă pentru dezvoltarea infrastructurii de transport ale energiei electrice, un exemplu concret în acest sens fiind construirea interconexiunii Suceava-Bălți. Aceasta va permite României să ajute mai eficient Republica Moldova în cazul unor crize de aprovizionare cu energie electrică.
România a intervenit de altfel decisiv pentru sprijinirea Chișinăului în momentul în care Rusia a început să folosească energia ca armă geopolitică. Doresc să vă asigur că angajamentul nostru de a vă susține în orice situație de criză, inclusiv din domeniul energiei, este mai ferm ca niciodată. Cooperarea economică este și aceasta la un nivel înalt. România este de mai mulți ani primul partener comercial al Republicii Moldova, cum și dumneavoastră, doamnă președinte, tocmai ați subliniat. Peste 1600 de companii cu capital românesc contribuie la nivelul crescut al investițiilor în domenii diverse și creează aici numeroase locuri de muncă. Nu în ultimul rând, continuăm să realizăm multiple proiecte în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Acordul privind ajutorul nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro ne oferă un cadru actualizat pentru finanțarea acestor proiecte de interes. Am certitudinea că asistența din partea României prin acest instrument va continua să aducă o schimbare în bine în viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, foarte aproape de noi, agresiunea ilegală a Rusiei asupra Ucrainei continuă deja de mai bine de 2 ani. În același timp, războiul hibrid purtat asupra Republicii Moldova și a cetățenilor săi este tot mai intens și ia forme tot mai grave. În contextul regional atât de complex, consolidarea independenței pe toate planurile rămâne o premisă esențială pentru dezvoltarea cuprinzătoare și afirmarea democratică europeană a Republicii Moldova. Așa cum ați văzut, cu câteva momente în urmă, am semnat astăzi cu doamna președinte Maia Sandu o declarație comună privind reziliența Republicii Moldova. Este un document politic ce susține și întărește cooperarea bilaterală în acest domeniu vital și recunoaște pașii importanți pe care autoritățile de la Chișinău i-au făcut în ultimii ani pe calea europeană. Totodată, această declarație reprezintă și o reconfirmare a sprijinului multidimensional pe care România îl acordă Republicii Moldova pentru consolidarea rezilienței instituționale și la nivelul societății. În această toamnă, inclusiv prin participarea la referendumul privind integrarea europeană, cetățenii Republicii Moldova vor avea oportunitatea istorică să opteze pentru stabilitate, securitate și bunăstare, pentru continuitate pe drumul european. Este vital ca vocea dumneavoastră să fie foarte clar auzită aici, la Chișinău, la Bruxelles, în toate capitalele europene și la nivel internațional. România vă va fi alături. Drept cel mai de încredere și activ susținător al parcursului european și încurajez de la acest pupitru toți partenerii internaționali să sprijine consistent și pe termen lung Republica Moldova și pe cetățenii săi. Angajamentul strategic al României pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova va rămâne de nezdruncinat și asta pe termen lung. Vă felicit și vă mulțumesc! Stimați colegi din presă, vom lua câte două întrebări pentru fiecare oficial. Vă rog! Bună ziua, Cristina Cileacu, Digi24 România. Doamna președintă Sandu, sondajele din Republica Moldova estimează că de data aceasta la alegerile din 20 octombrie vor fi două tururi pentru a desemna viitorul președinte al țării și de asemenea se așteaptă ca prezența la referendum să fie la limită sau destul de redusă. Vedeți acest lucru ca pe o dezamăgire pe care cetățenii Moldovei o arată în fața muncii dumneavoastră și a partidului care vă susține? Domnule președinte Iohannis,
S-a vorbit foarte mult în spațiu public despre ceea ce veți face după ce vă încheiați mandatul de șef al statului. Întrebarea este dacă viitorul președinte al României o să vă roage să organizați un nou guvern, ați accepta funcția de premier. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sondajele sunt o fotografie de moment. Rezultatele reale sunt cele pe care le vedem la alegeri. Îndemnul meu este către toți cetățenii să meargă la vot. Decizia pe care o vom lua cu toții la referendum este cea mai importantă decizie de la independență încoace și e important ca fiecare cetățean să-și spună punctul de vedere. La fel, alegerile prezidențiale reprezintă o decizie importantă pentru că oamenii își aleg președintele pentru următorii 4 ani. Respectiv, eu cred în participarea activă a cetățenilor Republicii Moldova la aceste decizii importante și, evident, facem totul ca alegerile să fie libere și corecte și oamenii să-și spună punctul de vedere. Eu îmi doresc să duc mandatul pe care l-am primit de la român la bun sfârșit și, după cum se vede cu ochiul liber, sfârșitul acestui mandat nu este unul nici liniștit, nici cu prea multe certitudini, decât cele pe care le-am construit împreună. Parcursul european, parcursul euroatlantic al României nu mai sunt puse sub semnul întrebării de nimeni. Și cred că la această atitudine am participat un pic mai mult. Dar, sigur, lucrurile au un început și după un timp au un final. Eu îmi doresc să reușesc să mențin în aceste puține luni care mi-au rămas România pe parcursul ei. Îmi doresc să mențin instituțiile statului pe o linie clară, transparentă și îmi doresc tare mult ca alegerile să decurgă într-un mod foarte bine organizat și rezultatele să fie foarte clare. Nu cred că este relevantă persoana mea după încheierea mandatului și nu cred că are vreo valoare publică să discutăm acum despre ce voi face eu sau nu voi face eu după 21 decembrie. Vom vedea atunci. Bună ziua, Xenia Croitoru, Antena 3 CNN România. Domnule președinte, pentru dumneavoastră aș avea o întrebare, vă rog frumos. În primul rând, spuneați puțin mai devreme că nu este relevant ce veți face dumneavoastră după încheierea mandatului de la Palatul Cotroceni. Aș vrea să insist un pic, dacă îmi permiteți, s-a discutat în spațiul public despre posibilitatea ca dumneavoastră să preluați o funcție înaltă la nivel european. Mai există această posibilitate după încheierea mandatului dumneavoastră de la Palatul Cotroceni? Și dacă îmi permiteți o scurtă completare legată de faptul că inclusiv în țara noastră, ca și la Chișinău, urmează alegerile prezidențiale, aș vrea să vă întreb cum vedeți în acest moment această coaliție de guvernare din țara noastră, atât premierul cât și președintele PNL fac parte din coaliția de guvernare, dar sunt contracandidați totuși. Cum vedeți această coaliție? Ar trebui să mai funcționeze? Mai poate funcționa? Există posibilitatea să avem o instabilitate politică în acest moment? În ce mă privește, nu pot decât să repet ce am spus și colegei dumneavoastră. Vom trăi și vom vedea. Cred că este un răspuns clasic pentru astfel de situații. Dar despre România, da, putem să discutăm până în ultima zi de mandat. Și dacă mă întrebați despre cum funcționează coaliția, cum funcționează guvernul, și cum vor fi următoarele luni. Vor fi foarte agitate. Nu cred că are rost să ne imaginăm altceva. Sunt campanii extrem de complicate care trebuie să fie organizate de partide, de candidați și am văzut deja că
foarte ușor în spațiul public se ajunge la acuzații reciproce, la tot felul de discuții care câteodată nu mi s-au părut neapărat principiale, dar ele au loc atunci când sunt campanii electorale cu miză foarte mare și noi nu am avut de mult campanii și alegeri cu mize așa de mari ca acum. Totuși, mă voi strădui și cred că voi reuși să păstrez calmul la un nivel rezonabil în administrație. În ceea ce vor face partidele și candidații, nu intenționez să mă implic, fiindcă nu este campania mea, dar da, intenționez să mă implic în ce se întâmplă la nivel administrativ și la nivelul instituțiilor mari ale statului, în sensul, așa cum scrie în Constituție, de a veghea asupra bunei funcționări acestor instituții. După părerea mea, cu toată agitația din campanie, care este creată de candidați, de partide și de media, cred că România nu va intra într-o fază de instabilitate sau să ajungă într-o fază în care cu greu poate fi guvernată. Vom trece prin aceste alegeri și sunt încredințat că românii vor ști ce se aleagă. Natalia Chicu, jurnalist TVR Moldova. Domnule Iohannis, ați menționat că această declarație comună, care a fost semnată acum câteva minute aici la Chișinău, reprezintă de fapt o continuitate a sprijinului necondiționat oferit de România pentru Republica Moldova. Dacă ați putea să ne spuneți la modul practic cum această declarație va spori reziliența Republicii Moldova, dacă și cum ar putea să întărească capacitățile instituțiilor Republicii Moldova de a face față provocărilor actuale. Aici ne referim la propaganda rusească, la atacurile hibride, în special acum în perioada campaniei electorale care se apropie, care se vor intensifica. Și cum va spori la sporirea rezilienței energetice a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor actuale, în care tranzitul gazului rusesc prin Ucraina va fi interzis? Știm că ar putea afecta Republica Moldova prin creșterea prețurilor la energie electrică, o criză în regiunea transnistreană. Ce prevede mai exact acest document, dacă ați putea să ne dați mai multe detalii? Între state, relațiile se bazează pe convenții bilaterale sau, de exemplu, în cazul Uniunii Europene, pe tratate comune și, în cazul cel mai favorabil, aceste relații sunt promovate de responsabilii statelor, începând de la cea mai înaltă poziție până la persoanele din aparatul tehnic al ministerelor și al administrației în general. Ceea ce am construit între România și Moldova, nu am construit doar între doamna președinte Maia Sandu și mine. Este o construcție amplă, este o construcție cuprinzătoare, care se duce la nivel sectorial. Este nevoie de guverne, de ministere, de administrații locale pentru ca aceste lucruri să continuă și să funcționeze bine. Din acest motiv, am considerat că este momentul potrivit pentru a semna un angajament bilateral care rămâne obligatoriu și pentru cei care vin după noi, fiindcă nu este posibil ca relația dintre două state să se bazeze doar pe relația personală între liderii celor două state. Este nevoie ca această relație să fie puternică la nivel instituțional și intrainstituțional. Și asta facem prin semnarea acestui document, ca să ne asigurăm că lucrurile bune începute și proiectele începute în domeniul energetic, în infrastructură, în construcții de poduri, în construcții de școli, reparații, grădinițe și așa mai departe, să continue cel puțin la aceeași intensitate. Acestea sunt lucrurile pe care ni le dorim, sunt lucruri pe care le-am construit și personal sunt încredințat că
de partea României, ele vor fi continuate. Radu Osipov, Moldova 1. Am câte o întrebare pentru fiecare președinte. Domnule președinte Iohannis, pe final de mandat, cum credeți care ar fi cel mai important moment din relația România-Republica Moldova? Și, doamnă președintă Sandu, cât de mult mizați pe diaspora la referendumul din octombrie? Eu mizez pe votul fiecărui cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă este aici acasă sau dacă este departe de Republica Moldova. Diaspora Republicii Moldova s-a dovedit în timp foarte activă. Asta este o dovadă a faptului că păstrează legătura cu Republica Moldova, că pentru acești oameni contează ce se întâmplă în Republica Moldova și contează ce se va întâmpla în viitor. Toți oamenii care iubesc Republica Moldova trebuie să participe la această decizie foarte importantă, nu doar pentru următorii 4 ani, este o decizie care ne va marca viitorul pentru decenii înainte. Au fost multe momente importante, unele foarte importante, unele emoționante, unele care au fost percepute mai bine doar de specialiști, dar unul din proiectele pe care le-am abordat și le-am dus binișor împreună România și Republica Moldova este Calea Europeană a Republicii Moldova. Faptul că am reușit să obținem o decizie clară la Bruxelles pentru statutul de candidat la integrare a Republicii Moldova și ulterior, și asta a fost o surpriză pentru multă lume, să obținem chiar începerea negocierilor de aderare, care de fapt acesta este pasul administrativ cel mai puternic, mi se pare că este lucrul de departe, de foarte departe, cel mai important și cred că decizia doamnei președinte Sandu de a convoca un referendum pe această temă este o idee extraordinar de bună, fiindcă în acest fel și omul simplu percepe importanța acestui proiect. Eu mă amintesc discuțiile care au fost în România când am avut aceeași fază. Negocieri de aderare complicate, de durată, au fost voci care începuseră deja să întrebe dacă chiar trebuie să ne integrăm, dacă e important. Importanța integrării este atât de mare și rezultatele sunt atât de pozitive, încât vă recomand să faceți orice ca să popularizați aceste lucruri. În cazul României, integrarea europeană a dus la o creștere economică nu semnificativă, enormă, a dus la stabilitate, a dus la consolidarea democrației interne din România și a făcut posibil ceea ce numim noi parcursul euroatlantic, care pare așa o sintagmă simplă, dar este un proiect național de mare amploare și de mare durată. Și de aceea cred că asta este calea pe care ar fi bine să urmeze și Republica Moldova. Stimați colegi, vă mulțumesc, evenimentul a luat sfârșit. O să-i rog pe cei doi președinți să vină la drapele pentru o fotografie comună. Vă mulțumesc!